dimineața, ne aflăm pe drumul spre nord de la Flagstaff. Mergem spre Grand Canyon. Astăzi vrem să vedem, cum am spus, Marele Canyon. Și de seară să ajungem în Las Vegas. S-a schimbat puțin peisajul. Este chiar și zăpadă. Vegetația așa mai muntoasă, să zic. I-ați întrebat ce mâncăm, ce bem, ce... Am luat o cafea din Peco. De asta iau de obicei. E cea mai mică dimensiune. 16. O, nu știu cât e. Dar mai mică nu este. N-am găsit în Peco lapte de la normal. Se deschide numai cu gust. Zahăr nu era în Peco ăsta, numai 100 de alternative de sweetener și peteșiguri. Așa că am băut o cafea normală, fără zucăr, fără nimic. Ce să facem? Merg mai departe. Sărăcie din America. Suntem în deșert, nu avem semnal deloc la telefon, dar ne-a salvat mașina care wireless și antena mai șmecheră decât a noastră la telefon și atunci reușim să prindem. Ar trebui să fie un senzator, primul care îl văd în America. Aici nu tare au așa ceva. Sunt obișnuiți cu intersecție cu 4 stopuri mai mult. Cred că nici ei nu știu să folosească. Stau ca muță. La cedează. Deja începe să se vadă un pic. Hai că imediat ajungem. Nu-i rău. Ai, e pula mea. Village, un fel de orășel mic, în vârful muntelui. Sunt urmă de cazări. Faină zona. Am ajuns la cel mai șmecher view, cred. Ce ziceți? Are un fejer de aici. N-ar rămâne mult din ce. Incredibil. Drum acolo jos. Cum ar merge pe câmpul Dacia acolo? Sujere de pulă de urcat înapoi. Toată gheață pe jos. Au niște intersecții cu două străzi, fiecare are stop, deci 4 stopuri în total. Și cine ajunge primul, ăla trece. Dar habar n-au nici care, cum,
stau să uită, să miră, așteaptă. Cine mi-are? Cine mi-are, cine vine. Dar mai bun e sensul giratorului la noi. Mai gândit-i așa un pic mai. Bine, nu ala din România, care zici că e concurs. Da, ați înțeles ideea. Mergem spre Las Vegas acum. Avem 400 de kilometri. Cam așa arată un peco de-a lor. Asta e singura chestie naturală care am găsit-o. În rest numai chipsuri huge. De fel. Interesant că sucurile și energizantele, majoritatea sunt la 0,75 de litri. Și berile la doză. Încălzitoare de picioare și mâini. Să lipiesc pe tălpi, cred că, și 5 ore ce ține cald. Cumpăra niște gherni să gustăm un pic și chiar îs, cred. Scrie larva la ingrediente. Îți ține să-i mănânci, Thomas. Băgăm două bucăți. Trebuie să vedem cu noi. Cu un tigel ăsta de V8. De V8? Nu m-a bine rolul lui ca jos pe grumaz. Ho! Futel! Cam rale drumurile pe aici, autostrăzile, zic că suntem pe autostrada Soarelui. La ieșire din București. Merg spre Las Vegas. Faină zona asta pe aici. În sfârșit. E ora 2 aproape și reușim să mâncăm. No, am închis pompele. Ce pompele, tati, renovat? No, uitați aici un exemplu clar. Își trage propria mașină, dar sunt o grămadă așa, fără șofer. Aici e legal să-ți tragi propria mașină pe roți, cu rangă, fără șofer. Foarte tare. Fine truck stop-ul. Am mâncat aici două porții, una fiecare, ceva creveți cu cartofi prăjiți și ceva paste și am plătit $20. Nu-i foarte bine. Și am avut și ceva salad bar. Putem să ne punem cât vrem. Este aici unul ce zice că are nevoie de gas toate. Nu mai are toate. Oare țapă sau ceva? Țapă nu cred că Las Vegas. Super fain pentru poze. Nu știu. Stăm deja de jumătate de oră și nu a trecut nicio mașină. Numai bun loc de meditat un pic. No!
tot mai mult, tot mai mult. Am observat că mulți folosesc telefonul la volan, chiar când trec pe lângă poliție. Și m-am uitat un pic pe net și din câte am înțeles, ai avea voie să-l folosești la ureche, nu să scrii mesaje. Deci, interesant. Față de Europa. E mult, nu mai fost trafic. Bellagio. Stai, hotelul unde ne cazăm. Caesar's Palace. Hai să vedem cum arată pe dinăuntru. Cel mai nebun check-in. Chiar au și express check-in, check-out. Să poți să faci fără o domnișoară sau desk attendant de aici. Interesant, ce zici, Toma? Interesant. Doi, patru, nou, unu. Nu-i rău. Parisul toate. Asta e Buda. Nu e rea. Picătoare separat. Bun. Dar ăsta e cel mai mare minibar care l-am văzut vreodată. Pula că-i țapă. Ba nu, e mare. Ui, ui, este el matirat. O fuță bunicat. Alte chestii, nimic, așa? Mândru. Zic că încercăm ghirnii ăștia până la urmă. Hai să vedem cum stă. Stai ca pica. Exagerim tot. Ne băgăm în gură deodată? Da. Mă fută, dracu. Să dați. Absolut niciun gust. Ăsta e șoit. Are gust de cașcaval. N-am o să simt ceva. Nu-i rău. Paris. Hotelul ăsta, cred că am întâlnit cea mai mare nebunie din toate hotelurile în care am stat. Dubai, Europa, Asia, Bangkok. Și ieftin. $100, cea mai ieftină cameră pe noapte. Dar poate și să ajungă la $10,000 pe noapte. Caesar's Palace. Zici că suntem în Roma, tate. Caesar's Palace. Ave Cesare. Oh, mai ce fai? Nebunie, să-mi bag pula. Ce strigă lumea după noi pe stradă că suntem Lumberjack. Avem cămeșurile la fel, în carou roșu. Slingshot. Fui. Ești curios dacă aici nebunia e mai mare decât Amsterdam. Așa pare deocamdată. Curve dezbrăcate pe drum. Marihuana pe zătăt. Ne simțim ca în GTA San Andreas.
Treasure Island și în dreapta Palazzo Venețiano. Bă, e mare. Chiar este apă pe lângă el, ca în Veneția. Fontane. Incredibil. Wow. Locul ăsta semnă foarte, foarte mult cu piața San Marco din Veneția. Ăla e numărul de telefon. 6969696969. Sunt chiar și. Hotelul Bellagio. The Cosmopolitan. Blaze. Haos total. Și din Veneția eu te-am ajuns în Paris. În turnul Eiffel. Am intrat puțin înăuntru. Și este cer pe tavan. Tare. Arcul de Triumf. Să nu uităm. Sunt persoane aici care efectiv n-au chef să umble și se duc cu căruțuri din astea ca handicapați. No. Welcome to America, toti. Uploadăm video actual și mâine vă prezentăm hotelul și alte chestii până la Las Vegas. Nu uitați să ne urmăriți, dați acolo un subscribe, un share și un din ăla așa în sus. V-am pupat!